În acest sfârșit de săptămână, deputatul Clemen Negruț a fost prezent în mijlocul cetățenilor din Mihal și Cergău. Întâlnirea a fost prilejuită de lansarea candidaților Alianței România Dreaptă pe colegiul 2 Sebeș-Blaj. Locuitorii celor două comune au avut parte și de un inedit spectacol folcloric, la care a fost prezent și cunoscutul realizator de televiziune Sergiu Vaida. Bună vreme, bine v-am găsit pe toți! Am fost la Mihalț, cum ați observat, noi am făcut o emisiune înainte vreme cu Mihalțul și acum am fost în campanie cu cei de la Alianța România Dreaptă. N-are rost să vă mai spun că sunt mare prieten și cu domnul Pereș și cu domnul Negruț. Asta contează foarte mult. Deputatul Clement Negruț a fost bucuros de întâlnirea cu cetățenii și a fructificat acest prilej pentru a cunoaște problemele cu care se confruntă aceștia. Parlamentarul, care acum 4 ani a primit susținerea peste 14.000 de cetățeni din colegiul Sebeș-Blaj, i-a simțit și de această dată pe oameni aproape. Aici la Mihalț întotdeauna plecăm încărcați, sau de la Mihalț plecăm întotdeauna încărcați cu energie, primim din partea oamenilor încurajările necesare pentru a intra într-o bătălie electorală pe care vrem să o câștigăm. Alianța România Dreaptă este un vis al poporului român care astăzi se împlinește, o alianță a celor mai puternice și mai corecte partide din spectrul politic românesc, PNCCD, Forța Civică și Partidul Democrat Liberal. Am demonstrat că putem și facem lucruri bine pentru oameni. De la Mihalț pornește victoria Alianței României Drepte în România. Deputatul Clement Negruț a fost prezent sâmbătă la Mihalț, iar duminică la Cergău împreună cu senatorul Alexandru Pereș, care candidează pentru un nou mandat pe colegiul 2, Sebeș-Blaj Aiud Ogna Mureș. Cei doi candidați au fost susținuți de colegii lor, Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, Alin Cucui, vicepreședinte, primarii celor două comune și alți susținători ai Alianței România Dreaptă.